Dragi prieteni, frați și surori, ori de câte ori aud acest cântec, pur și simplu sunt copleșit. Sunt copleșit pentru că atinge niște corzi așa de sensibile ale sufletului nostru. Povestea iubirii lui Dumnezeu este pur și simplu ceea ce avem noi în mâinile noastre, pe care o numim Biblia sau Sfânta Scriptură. Este ceea ce ne motivează, de altfel, existența și credința. Sunt foarte bucuros pentru că Dumnezeu ne dă harul să parcurgem împreună câteva etape ale acestei extraordinare manifestări ale harului lui Dumnezeu. Eu vă spun cu toată inima, bun venit! Și aș dori, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă asigur că există cineva care ne iubește extrem de mult, mai mult decât ne imaginăm noi. Am fost impresionat de cântările corului și am fost impresionat și de atitudinea noastră pe care am manifestat-o atunci când am cântat. Nu poți să stai insensibil. Era o seară ca toate serile. Orașul Portland se mai numește și orașul ploilor, pentru faptul că dacă în România este zăpadă din belșug, așa cum anul ăsta a fost ca niciodată, acolo este ploaie din belșug. Și uneori săptămâni și săptămâni în timpul iernii plouă și plouă și nu se mai oprește. Așa că atunci când vedem soarele, parcă pur și simplu uităm de toate necazurile și am vrea, Doamne, mai dă-ne și mâine. Un pic, mai dă-ne un pic de soare. Este teribil în timpul iernii, dar vara este la fel ca în România. Ei bine, într-o astfel de ocazie a sunat telefonul și cineva de la celălalt capăt al firului mi-a zis, Pastor Daniel, ai putea să ne faci o vizită? Când? Dacă se poate, chiar în seara asta. M-am uitat la ceas, trecut de 11 noaptea. Distanța de la noi de acasă și până în orașul Salem, care este capitala statului Oregon, era cam cât distanța de la Alexandria la București. Am sesizat din vocea celui care mă implora să mă duc acolo că este o situație de extremă urgență. Și am plecat, m-am îmbrăcat numai decât, am plecat în mașină și fugi. Și dă-i și aleargă. 70 de mile, asta însemnând cam 100 și ceva de kilometri. Am făcut cunoștință cu cineva care era așezat pe pat și care respira foarte greu. Numele lui era Stelian, nu spune mare lucru, dar am descoperit în sufletul acestui om o dorință atât de puternică, dar o dorință care de-a lungul vieții lui tot a înnăbușit-o. Și mi-a zis, ai putea să-mi spui povestea iubirii? Omul acesta crescuse lângă biserică. Și în repetate rânduri, Duhul lui Dumnezeu a făcut apel la inima lui, dar el a continuat să reziste departe de Dumnezeu. După ce a imigrat în Statele Unite, s-a integrat destul de repede și în cultura respectivă și cu limba s-a pus la punct și avea o stare materială foarte bună. Numai că într-o zi a simțit niște dureri abdominale îngrozitoare. S-a dus la doctor și când analizele au fost făcute,
Doctorul a spus așa, cum americanii știu să spună, pare rău despre tine, dar trebuie să spun, nu știu dacă mai ai 2 luni. Este un cancer sever de colon, trebuie să fii tare, să accepti situația, nu se poate face nicio modificare, este, diagnosticul este foarte clar. Așa s-a explicat și strigătul lui de la miezul nopții. Pastore, vino și spune-mi, mai este vreo șansă pentru mine? Vedeți, niciodată noi nu căutăm pe Dumnezeu decât atunci când vedem că nu mai avem nicio altă soluție. Atunci încercăm să ne prindem cam necatul de ultimul pai. Și a trebuit să încep cu unul dintre textele clasice ale Scripturii pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus într-o seară unuia dintre cei mai înțelepți din Israel la vremea aceea, un învățat dintre învățați, Nicodem, în care Domnul Hristos a explicat cu lux de amănunte unuia care se credea cel mai de sus privind educația la vremea aceea, privind cultura. Adevărat îți spun că trebuie să vă nașteți din nou. Sigur, este simplu să vorbești. Este un pic mai complicat să accepți că acest lucru este pentru tine, e necesar pentru tine. Așa că în seara aceasta vreau să folosesc unul dintre textele minunate ale Scripturii în Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 3, când Domnul Hristos i-a detaliat o serie întreagă de amănunte privind procesul apropierii de Dumnezeu, nașterea din nou. În cele din urmă, Domnul i-a spus, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Am încercat să-i spun acestui om a căror speranțe erau pur și simplu la pământ. Spus, Stelian, prinde-te de acest text, de acest mesaj, pentru că el nu vine de la mine, pastorul. Eu sunt la fel ca și tine. Putea ca situația pe care tu o trăiești să fie situația mea. Însă trebuie să te prinzi de acest mesaj care vine din inima lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Și el m-a întrebat, crezi tu că e așa de simplu? Așa de simplu? Vedeți, noi oamenii, în general, suntem obișnuiți să complicăm lucrurile. Cel puțin filozofia noastră de viață, mentalitatea noastră românească, este un pic diferită de a altor creștini din lumea întreagă. Am fost crescut într-o familie de credincioși, pe jumătate, ortodoxi. Zic pe jumătate pentru că mama a cunoscut Evanghelia și atunci ea a schimbat direcția când eu eram încă nu nenăscut. Și în casa noastră, bunica era cea care ne învăța întotdeauna cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Așa știa ea. Și cu puținele ei cuvinte încerca să ne explice că e important să ne facem semnul crucii. Și fii atent să nu-l faci oricum. Să te gândești când duci mâna la cap și când duci mâna jos la piept și dreapta și stânga. Să fii atent, să te gândești că tu faci un gest pe care căruia
care nu place celui rău. Unii care erau o femeie simplă. Și întrebam și-o cu mintea mea de copil, dar de ce bunică, de ce? Ei, maică, sunt multe lucruri care eu nu ți le pot explica. Tu când ai să te faci mare, ai să le înțelegi. Sigur, ani au trecut și când eu am devenit destul de mare, încercând să citesc prin Evanghelie, am descoperit ceva care nu găsești în nicio altă religie a lumii. Un Dumnezeu așa de puternic, așa de mare și de minunat, atot puternic, este gata să deschidă înaintea păcătoșilor, ca mine și ca tine, o perspectivă care nu se găsește în nicio altă filozofie, în nicio altă credință. Puteți să citiți istoria religiilor, puteți să citiți tot ce vreți dumneavoastră în materie de credințe. N-o să găsiți nicăieri în lumea aceasta, n-o să găsiți că Dumnezeul Universului a fost dispus să se plece, să vină în țărâna noastră din care noi am fost plămădiți, cu scopul, auzi, ca să moară pentru tine și pentru mine. Povestea iubirii este nu doar o simplă legendă, ea este o realitate. Spuneam celui care stătea pe pat întins, respirând destul de greu, este așa de simplu să te lași în mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a îngăduit să vină boala în viața ta, este pentru că încă El mai speră ca într-un târziu, în ultimul ceas, să spui, Doamne, m-ai înduplecat. Și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine, cum zicea odinioară profetul Ieremia, în capitolul 20, versetul 7. Doamne, ești mai tare decât mine. Aceasta este una dintre lucrurile extrem de importante pe care orice păcătos trebuie să le accepte. Dumnezeu este mai tare decât noi. Din nefericire, oamenii stau departe de un asemenea Dumnezeu pentru simplu fapt, pentru că ei se cred Dumnezei. De obicei mă duc la gym. La gym este sala de fitness, de sport. Pentru că lucrul meu, munca mea este sedentară și e nevoie de mișcare. Și mă duc acolo și fără să vrei, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și vezi pe câte unii cât un pachet de mușchi pe ei, corpuri ca din bronz. Și mai dau cu niște uleiuri speciale ca să arate și mai... și te uiți cu admirație, dar și cu gelozie. Poza este excelentă. Însă, nimeni nu știe cât efort face omul să ajungă la performanța aceasta. Sigur. Oamenii, în general, se cred, când ajung la o anumită performanță, se cred unici, se cred atotputernici, se cred cei mai cei. Și filozofia aceasta nu este doar la cei care ating performanțe nemaipomenite, ci chiar și la cei mai simpli. Există ceva în firescul omului, ceva de a respinge gândul că este inferior. Aceasta ne ține departe de Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul care ne-a răscumpărat prin Iisus Hristos. Povestea Stelian. Știi ceva, pastore? Mi-a plăcut viața. Mi-a plăcut lumea. M-a chemat Dumnezeu de multe ori, dar n-am vrut. Am fost încăpățânat ca un catâr. Îmi dau seama că am făcut cele mai mari greșeli ale vieții mele. Oare mai este și pentru mine har, mai este îndurare din partea lui Dumnezeu? Și am spus, Stelian, uite, aici este secretul. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
Și tu ai vrut să faci parte, ai iubit lumea aceasta și tu. Faci parte din această lume. Oare este posibil ca Dumnezeu să mă primească și pe mine? Știți ce am descoperit împreună cu El? Există un text foarte, foarte frumos. În Sfânta Evanghelie, după Luca, la capitolul 23, este un episod unic în istoria mântuirii umane. Capitolul 23, începând de la versetul 42-43. Auziți, este un dialog între Iisus Hristos așezat pe cruce, vedem aici pe imagine, stilizat mai mult, pentru că vreau să spun aici, arată destul de frumos. Nu așa a fost Domnul Hristos, dar este un mijloc prin care noi să, atunci când venim la casa de rugăciune, să lăsăm ca mintea noastră să fie captivată de scenele crucificării Domnului Iisus Hristos. Auziți, norodul stătea acolo și privea. Citeam către Stelian. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra era scris cu slove, grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun astăzi că vei fi cu mine în rai. Stelian asculta fermecat aceste cuvinte. Și spuneam printre altele, uite Stelian, tu crezi că situația ta este mai grea decât acestui om? Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru orice om. Important ca tu să-L accepti, să crezi că El poate să-ți dea ție această mântuire. Ofta din răsputeri și se gândea tot la viața pe care El a irosit-o departe de Dumnezeu și mai ales la respingerile pe care El le-a avut de atâtea ori împotriva cuvântului, împotriva chemărilor lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu mă poate primi? Da, Dumnezeu te poate primi. Mântuirea lui Dumnezeu este așa de simplă. Noi oamenii o complicăm, căci vorba proverbului de ce să fie simplu când se poate și complicat. Credeți dumneavoastră că mântuirea este chiar așa de simplă? Uitându-ne în Scriptură, vedem foarte mulți oameni presărați cu istoriile lor pe paginile sfinte, în încercarea lor de a obține grația, de a obține favoarea lui Dumnezeu. Și atunci când încercăm să dăm din coate, să ieșim în față, ca să nu fim ocoliți și să ni se spună vino, cel puțin în concepția noastră, descoperim că, de fapt, aceste eforturi sunt zadarnice. Uneori venim și cu texte din Scriptură. Împărăția cerurilor trebuie să fie luată cu năvala. Da, dar sunt episoade interesante, ca cel de la Betesda, când omul acela nu putea să dea năvală. Și interesant că Iisus a plecat și spre acela. Vrei să fii mântuit? L-a întrebat.
Eram într-un aeroport odată și cineva s-a apropiat de mine așa și cu niște cuvinte foarte moi și mi-a spus: prea iubitule, ești mântuit? În limba engleză, bineînțeles. Și m-am uitat la el, am zâmbit și am spus: da. Eu nu se aștepta să spun da. Dar eu nu l-am lăsat. Dar l-am întrebat: tu ești mântuit? Este una dintre cele mai profunde întrebări pe care le putem primi. Și de foarte multe ori, chiar creștinii care frecventează biserica sunt puși în încurcătură. Le e greu să spună: da, prin Harul lui Dumnezeu sunt mântuit. Prin Harul lui Dumnezeu sunt mântuit. Căci prin Har sunt ce sunt astăzi. Da, prin Harul Domnului. Să avem încredere și curaj să spunem: suntem mântuiți prin Iisus Hristos. Amin? Amin. Niciodată nu trebuie să ne îndoim. Oh, noi ne gândim, dar ne uităm la noi înșine, la posibilitățile noastre. Pentru că deseori am făcut eforturi să câștigăm mila lui Dumnezeu, când era atât de simplu să spunem: Doamne, nu mai pot. Știți că odată când era pe mare Domnul Iisus Hristos, se ducea în întâmpinarea ucenicilor, cel puțin găsim în Evanghelie acest episod, ucenicii erau pe mare, era furtună puternică și la apariția Domnului Iisus Hristos i-au crezut că este o năluc, au început să țipe. Nu. Și Domnul i-a liniștit și a spus: pace vouă. Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine, a zis Petru. Și Domnul a zis: vino! Și Petru, plin de, s-a dat jos din barcă. Ce ai fi făcut? Te-ai fi dat jos din barcă? Că trebuie să fii trăznit ca să te dai jos într-o mare care, uite așa, clocotește ca un cazan, nu? Dar Petru s-a dat jos din barcă. Prin aceasta Petru strălucește și sunt plin de admirație ori de câte ori citesc episoadele cu el. Că Petru era el cum era, dar își asuma răspunderea. Se da, ori de câte ori se ivea o provocare, el era primul. S-a dat jos din barcă, auzi. Și, bineînțeles, când a văzut că apa îl ține, wow, v-ați dus la scaldă, nu? E tare să bați, să calci apa, nu? Și stai deasupra și spui la ceva: nu e mare apa, dar tu dai din picioare acolo și reușești să te menții. Nu? E frumos, e interesant. Deși apa poate să fie adâncă. Petru era așa, știi? Nici nu călca apa, el se uita la Domnul și pășea. Și interesant că ce o fi venit în cap să se uite în spate? Uite-te! Și-a luat privirea de la... Vedeți? Cam așa se întâmplă în viața de cea de toate zilele. Ori de câte ori avem privirea îndreptată spre Iisus Hristos, mântuirea este așa de minunată și așa de simplă. Dacă încercăm să o complicăm, acest lucru se întâmplă doar atunci când pierdem din vedere că Cel care susține credința noastră, Cel care ne menține în această credință, nu este nimeni altul decât Domnul nostru Iisus Hristos. S-ar putea să credem că ar trebui multe lucruri spuse, domnule pastor, la capitolul acesta. Păi dumneavoastră înseamnă că ignorați o serie întreagă de texte din Scriptură care spun: și voi, dar fiți desăvârșiți. Asta însemnează că trebuie să facem ceva pentru mântuire. Să faci ceva pentru mântuire? Atenție, fraților, mântuirea e făcută, nu mai trebuie să o facem noi. Problema cea mai complicată nu se pune din partea lui Dumnezeu, că El a făcut tot ce trebuie. Partea cea mai complicată este că noi nu credem că putem să o primim așa de simplu. Dacă citiți în Efeseni capitolul 2 cu versetul 8, acolo spune că mântuirea este un dar. Acolo de asemenea spune: Harul Domnului este darul Lui pentru tine și pentru mine.
Dacă veți citi în a doua Corinteni, capitolul 9, cu 15, acolo ni se spune că El însuși, Hristos, este darul lui Dumnezeu pentru noi, darul de mare preț. Este darul lui Dumnezeu. De asemenea, în Roman 5 cu 15, ni se spune că îndreptățirea este darul lui Dumnezeu. Vedeți, când vorbim despre îndreptățire, vorbim despre judecata lui Dumnezeu. Pentru că noi nu știm acest lucru, că niciun om nu poate să fie mântuit fără judecata lui Dumnezeu. Și de asemenea, nimeni nu poate să fie pierdut dacă mai întâi nu a fost judecat. De asemenea, dacă citim în 1 Corinteni 1 cu 30, acolo ni se spune că sfințirea este darul lui Dumnezeu. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Și noi ne străduim să fim din ce în ce mai sfinți și cu cât ne străduim mai mult, gata, iar cădem. Și iar trebuie să o luăm de la capăt, cu literă mare, și iar încercăm să facem eforturi. Sfințirea este darul lui Dumnezeu. Păi atunci, dacă toate sunt darurile lui Dumnezeu, mai avem noi ceva de făcut? E o problemă simplă. Este modul de a accepta darul lui pentru tine. Deseori citim despre pocăință. Pocăința este partea păcătosului care trebuie să o manifeste atunci când se întoarce la Dumnezeu. Este foarte adevărat. Dar vreau să vă amintesc un text foarte frumos. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu 31, ni se spune că pocăința în sine este tot un dar din partea lui Dumnezeu. Și dacă mergem și mai departe, în Faptele Apostolilor, ni se spune că iertarea este darul lui Dumnezeu. Putem primi iertarea în dar. Amintiți-vă de parabola celor doi datornici pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos. Când unul avea o datorie imensă și s-a dus la stăpânul lui să spună: uite, nu pot să plătesc, sunt gata să mă vând ca rob. Și stăpânul s-a făcut milă de el și a spus: n-ai să fii în stare niciodată să împăc. Bine, nu mai ai nicio datorie, ți-am șters toată datoria. Pleacă de acolo fericit și bucuros că în sfârșit a scăpat de povara aceea și la ieșire se întâlnește cu unul care îi datora foarte puțin. Și când l-a văzut pe ăsta, și-a adus aminte de toate necazurile. Și cu noi se întâmplă de multe ori. Când te întâlnești cu cineva care a avut ceva conflicte, măi, parcă ți-a luat toată bucuria zilei respective și ți-aduce aminte de toate lucrurile. În fața ta, în mintea ta, se derulează imagine după imagine, mai ales din conflictele pe care le-ai avut cu respectivul. La Dumnezeu nu este așa. El este bogat în bunătate. Este minunat în tot ce face. El știe că suntem făcuți din țărână. De aceea știe că nu vom fi în stare prin puterea noastră să câștigăm mântuirea niciodată. El ne-a dat un dar. Și darul cel de mare preț este Iisus Hristos, Domnul nostru. Ești tu gata să accepți acest dar? Este un text foarte frumos în Romani, capitolul 6, cu 23. Acolo ni se spune foarte frumos. Auziți, plata păcatului este moarte. Vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm acest lucru, această realitate. Plata păcatului este moartea. Dar viața veșnică este darul lui Dumnezeu, darul lui de mare preț pentru fiecare dintre noi. Vedeți, asta este problema. Voi fi eu gata să accept acest dar? Chiar așa de simplu să fie? Sigur, mi-amintesc de multe, multe experiențe din viața mea personală și din viața altora. Mi-amintesc de o situație ieșită din comun. Știți că în America, când omul se duce acolo,
când vine doar cu două geamantane, la început e frumos, te primesc cei care, dacă ai parte, să fie alții care să te primească. E așa de frumos. Dar știți, orice minune durează 3 zile. După cele 3 zile, lucrurile se mai schimbă. Și în primele 6 luni de zile este dramatic pentru o familie care are 3, 4, 5 copii cu el. Aproape că nu este zi să nu vină în mintea lui gândul întoarcerii acasă. Cine m-a pus pe mine să plec? N-aveam eu, aveam căsuță acolo. Uite, acum ce să fac? Și trebuie să stea acolo într-un apartament și în fiecare zi nu știe limbă, nu știe multe lucruri de acolo. Dacă are fericirea să aibă un copil în casă care să mai știe un pic de engleză, este, parcă este un pic de oxigen, dar nu durează mult. Așa am pățit-o pe pielea mea. Când am ajuns acolo, n-am știut engleză deloc. Doar câteva cuvinte, o să spun nesemnificativ. Și pentru acest lucru trebuia să iau pe băiatul meu să mă traducă peste tot. Săracul băiat, vrând nevrând, și-a dat și el seama că suntem într-o situație dramatică, mergea cu mine. Fără să crâcnească, trebuia să ducă la școală, dar trebuia să meargă și cu mine. Era singur din casa noastră care știa engleză. Și într-o bună zi mi-a zis, tată, știi ceva? N-am ce să-ți fac, nu pot să mă țin după tine mereu. Mi-amintesc că deseori eram invitat să participăm la anumite întâlniri ale pastorilor din zonă și el era traducătorul meu numărul 1. Ei, și într-o bună zi mi-a spus, tată, nu mai pot. Trebuie să te descurci singur. Aoleu, am zis, nu știu dacă mă apucă sâmbătă următoare, plec. Gata, acasă. Cine m-a pus pe mine? Doamne, de ce nu m-am rugat eu, Doamne, la tine? De ce m-ai făcut să ajung tocmai la capătul pământului? Și era discuții interminabile cu Dumnezeu, pentru că la cea mai mică criză, iarăși venea filmul în minte. Dar știți că într-o noapte, când n-am putut să dorm, și vreau să zic că sunt dese aceste nopți, cel puțin în primele 6 luni, sunt foarte dese aceste nopți. Ai ca să-i dormi, dar tu nu poți să dormi, te sucești când pe parte, când pe altă. Și mi-am adus aminte de un text minunat din Scriptură, în care Pavel, un titan al credinței, a cerut lui Dumnezeu, Doamne, ia-mi țepușul ăsta de pe suflet, ia-mi țepușul că nu mai pot. Mi-am adus aminte de acest text și el mi-a spus așa, harul meu îți este de ajuns. Oricât te vei strădui tu prin forțele tale, n-ai să reușești. Sigur, au fost situații dramatice, dar Dumnezeu ne-a ajutat să trecem pas cu pas, pas cu pas. Pentru că ceea ce menține pe fiecare om în legătura lui cu Dumnezeu nu sunt capacitățile noastre intelectuale. Putem să fim foarte, foarte deștepți, dar să știți că și acestea au niște limite. Au niște limite. Harul lui Dumnezeu însemnează bunătatea lui. Este acea stare de bine că El te-a primit, te-a acceptat și totul este ok, cum zice american. Scumpii mei prieteni și frați, mântuirea lui Dumnezeu este oferită tuturor oamenilor. Poate că în mijlocul nostru în seara aceasta sunt frați și surori, bărbați și femei, prieteni care au fost invitați, care se luptă cu această întrebare, pentru că vrăjmașul nostru comun are de fiecare dată arătătorul îndreptat spre ceea ce știe că ne face rău, că ne doare. Ne îndreaptă atenția întotdeauna spre ce a fost mai urât în viața noastră. Și, când ne aducem aminte de anumite episoade ale vieții noastre, cum am putut eu să fac gafa aceea? Cum am putut să fac alegerea aceea? Cine m-a pus pe mine să...
Vedeți, se întâmplă acest lucru. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, Domnul niciodată nu ne va aduce aminte, nu ne va arăta cu degetul, nu ne va spune, ești un mizerabil. Niciodată Domnul nu ne va spune acest lucru. Ci El va zice, vino. Nu încerca să te faci mai bun cu puterea ta, vino la mine. Aceasta este o problemă de credință pe care dacă o cerem la El, El ne-o dă și vom face pașii spre El, vom alerga spre El. Sigur, aspectul nostru firesc întotdeauna ne va duce la poziția de a fugi de Dumnezeu. Amintiți-vă de Adam și Eva la început, după ce au păcătuit. Primul gând, să fugă. Păi, dar unde să te fugi? Unde să fugi, om nechipzuit? N-ai unde să fugi, n-ai unde să te ascunzi de acela care este totul. Dacă așa stau lucrurile, ce ar fi să încerci să te întorci spre El? Asta e o problemă foarte serioasă. Aș vrea să nu te duci în seara aceasta acasă decât cu gândul că te poate primi. El te acceptă așa cum ești. Nu te va judeca, nu te va pune în dificultate înaintea altora. Vino cu încredere la El. Amintiți-vă de tâlharul de pe cruce. Doamne, ai milă de mine. Doamne, adu-ți aminte de mine. Și Domnul întotdeauna își va aduce aminte de tine. Aici este forța Evangheliei. În aceasta constă povestea iubirii. Este aceea și aceasta nu este doar o legendă, este realitatea realităților. Domnul a venit în lumea aceasta ca să mântuiască pe păcătoși și unul dintre cei mai mari apostoli a spus, dintre care cel dintâi sunt eu. Să mergem la casele noastre în seara aceasta cu acest gând. Iisus mă iubește, Iisus mă primește. De aceea sunt gata să-i dau inima mea. Nu sta în rezistență, pentru că nu știi. Zilele sunt scurte și primejdiile sunt din ce în ce mai mari. Unul dintre punctele principale care ne vor ajuta să trecem prin furtuna vieții noastre este acest lucru. Acceptă darul lui Dumnezeu pentru tine. Acceptă că El a murit pentru tine, pentru sufletul tău. Nu lăsa pe mâine decizia aceasta. Nu știi dacă te scoli mâine. Nu se știe. Era septembrie 11. Într-o dimineață telefonul a sunat abrupt. Era 5 și ceva la Portland. Și cineva de la celălalt capăt al firului mi-a spus, pastore, repede deschide televizorul. Uite-te neapărat, septembrie 11, 2001. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, nu? Wow! Nu venea să cred ce se întâmplă. N-am mai putut să dorm. Am stat aproape toată ziua uitându-mă și nu venea să cred că... Vă amintiți câți oameni și-au sfârșit zilele acolo. Și știți, nu puteam să-mi iau ochii de acolo pentru că cu o lună de zile înainte eu am fost pe unul dintre turnurile acelea, ne-am cățărat până în vârf să admirăm și noi peisajul. Era ceva unic. Ceva extraordinar. Cu o lună de zile fusesem pe unul dintre turnurile acestea. Vedeți? Dumnezeu are privirea îndreptată asupra copiilor săi. Dar atunci când ei refuză și se depărtează tot mai mult, tot mai mult, nu Dumnezeu poate să fie vinovat de nimicirea celor mai mulți dintre pământenii, colegii noștri de suferință, ci este datorită propriei alegeri. Sigur, ai făcut multe alegeri în viața ta. Ai umblat pe căile plăcute ochilor tăi. Poate te-ai făcut că ești la credință. Ai venit la biserică, ți-ai dat darul, ai spus, Doamne, rugăciune acolo, poate. Dar inima ta știe că de multe ori te-ai prefăcut că tu crezi. Este o chemare extraordinară în seara aceasta. Ce-ar fi să accepți cu toată inima darul lui Dumnezeu pentru tine? Te asigur, mâine seară vom vorbi
despre un lucru foarte sensibil legat de aceasta. Dacă în ceea ce privește mântuirea lui Dumnezeu e așa de simplă, cum este posibil să ajung să mă bucur de bucuria aceea imensă că El m-a primit și m-a răscumpărat? Nu lipsiți mâine seară. Dumnezeu ne va conduce pas cu pas într-o relație extraordinară în care vom descoperi cât de frumos lucrează El atunci când ne lăsăm ca lutul în mâna olarului. El este gata să ne modeleze din nou după chipul și asemănarea Lui, căci acesta este scopul suprem, scopul suprem al mântuirii lui Dumnezeu. El vrea să ducă acasă pe toți oamenii, dar nu ne poate duce în starea în care suntem. Pentru că dacă ne-am uitat cum a fost Adam odată, cum arăta el, vă spun că a doua oară ne-ar fi rușine să ne mai uităm în oglindă. Pentru că în comparație cu Adam și Eva, care au fost creați la început, pot să afirm cu toată tăria, la ora actuală suntem niște caricaturi. De ce am ajuns aici? Datorită faptului că am fost jefuiți de cel mai mare dușman al lui Dumnezeu și al nostru. Străbătând prin furtună este ocazia lui Dumnezeu care să lucreze la mintea și la inima noastră, să refacă chipul Lui în noi. Acesta este secretul mântuirii. Aceasta este filozofia filozofiilor posibile. El vrea să refacă chipul Lui în fiecare dintre noi. Și atunci când El va veni să ne recunoască, stai puțin că la peretul am acolo, îl am și pe cutare, uite, l-am și pe el, și pe el, sigur. Este ocazia ta în seara aceasta, deschide inima și spune, Doamne, ai milă și de mine. Este cineva aici care vrea cu toată inima să spună da lui Dumnezeu? Te rog să te ridici în picioare dacă ești gata să spui da lui Dumnezeu. Ridică-te în picioare. Nu trebuie să te ridici dacă s-a ridicat toată lumea. Nu te considera că ești ridicol dacă stai pe scaun. Nu. Dacă simți că inima ta este gata, sunt bucuros să ne rugăm lui Dumnezeu împreună. Și acum când ne vom ruga, spune amin cu toată inima. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru mântuirea așa de mare și de minunată. Îți mulțumim că în ciuda complicației ființei noastre, Tu ne arăți că darul Tău este așa de simplu de acceptat. Îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că ne oferi încă invitația să fim cu Tine. Te rog să privești cu îndurare asupra tuturor celor care sunt prezenți. Amin. Doamne, poate că sunt unii care n-au putut să vină și poate că se zbate cu această tristă realitate în viața lui. Te rog, fă posibil ca mesajul dragostei tale să ajungă la orice om. Amin. Poate că vor fi unii care vor vedea aceste lucruri minunate pe internet sau pe TV. Doamne, ajută ca fiecare să înțeleagă că Tu ești totul pentru noi toți. Amin. Fie îndurarea Ta și călăuzește pașii noștri spre casă și ajută-ne ca mâine seara să fim din nou aici. Amin. Îți mulțumim pentru toate prin Acela care a murit pentru noi, Iisus Hristos, Domnul. Amin. Amin. Ocupăm bloc.